Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Al cui este secretul. Cu noi avem alături trei fete frumoase, Mădălina, Ilinca și Denisa, și trei maimuțe, Andreas, Mădălin și Dima. Așa. Bun. Deja știți regulile. Avem un bol în care fiecare și-a scris câte trei secrete, iar eu voi extrage, voi citi secretele și trebuie să dezbatem al cui este. Da, chiar e tare. Bună idee. Da? Bună. Nu, le extrag așa. Hai. Și mă duc aici în spate și voi spune primul secret. Mi-am falsificat buletinul. Andreea, 100%. Da, și eu. Andreea. Mă întreb, așa ca criminal mă vezi. Andreea. Nu știu de ce cred, dar da. Eu nu cred că e Andreea. Ba, dacă e Ciprian, nici nu are buletin. Bă, ăsta e 100%. Bă, n-am buletin. Am buletin. Păi da, mă, noi dăm unul pe altul vina, dar dacă e una din fete, ce facem? Nu, no, există așa. Eu am buletin. Andreea nu avea de ce să facă chestia asta, pentru că e cel mai cu minte om posibil. Da? De ce ți-ai falsificat un buletin? Am o întrebare, gen, dacă e secretul meu, eu trebuie să mă prefac că nu e al meu? Da, normal, trebuie să-l mintezi. Adică ăsta e scopul, nu? Da, da. Okay. Ok. De ce ea e care? E a tău? Nu! Bă, sigur? Că... Nu a zis ca și cum nu știa. Păi dacă eram sigură că cine Andreea zice că nu e al lui, dar sigur e al lui. Deci altă, nu? Nu, e Andreea. Mult mai greu decât credeam că nu... Crede-mă că nu mi-am practicat buletinul. Nu aveam de ce. E foarte greu, mă, e foarte poate greu. Poate că am făcut-o la un moment dat. Toată lumea a făcut-o. Și când am făcut-o, mă duceam cu prieteni, când aveam 17 ani în casino, și ziceam, îmi modificasem un paint cifrele. Păi asta era ideea. Da, n-am făcut-o eu. Mai ai făcut asta, okay. N-am spus-o pe asta. Adică tu ai făcut așa ceva și toată lumea probabil a făcut aici, dar nu este secretul exact, tău din bol. Exact, nu este al meu. Va fi la un moment dat. Bă, votăm, nu? Da. Păi și mai știți că ai făcut asta. Mi-am făcut odată, dar nu este al meu, nu am făcut asta. Dar, hai, de exemplu, stai un pic. Și dacă, de exemplu, ar fi al meu, nu-i al meu, e clar, hai să votăm. Nu e al meu. Andreea, nu? Trebuie să recunoști acum. Nu e al tău? E al meu. Trebuie să recunoști acum. Încerc să, așa, deci da. L-am falsificat, gen mi l-am meditat, eu nu l-am meditat un pic, l-am meditat în Pixar. Să intri în casino și... Nu, în club. În ce? Nu mai știi, acum 2 ani ne-am dus toți așa random. Acum 2 ani nu erai majoră? Nu. Nu era. Ce te uiți așa la mine? Cât are? Am 19 ani, fac 20. Ce? Da. Și ai, știi cât avem noi măcar? Ce ne mai faci? Câte ani crezi că avem? Tu vreau 28? Bă, n-am 28. Taci, mă rog, bă. Da. Unde l-ai editat? Pentru nu ce? Nu mai știu în ce club am fost, a fost în seara aia. Atunci l-au dat afară pe Claudinski, da, că avea jvabă în vain la el, am înțeles. Da. Am plâns după ce am căzut cu fața în căcat și părinții mei au râs de mine. Bă, ce fete ar scrie așa? Ar fi tare, oricum. Băi, cine plânge? Ia să fac. Bă, ca bărbat nu plângi. Da, da, da. Nu plângi. Poate erai mic. Dacă cad cu fața, nu plângi. Poate erai copil. Exact. Unu, deci, stai. Hai să explod. Mamă, dar n-aș explode nici fetele, că data trecută le-am explos și am luat-o. Da. Eu cred că e modă. Da. Nu am... De ce aș cădea cu fața în cădea? Dar de ce ar spune am plâns? Asta-i. Deci, am plâns după ce am căzut cu fața în căcat și părinții mei au râs de mine. Hei, stai, ai pus și tu secrete? Ce? Ai pus și tu secrete? Toată lumea vrea. Aaa, ai fi și ai. Dar și el poate să fie, gen. Puteți să-l vădă și pe el. Bă, cât de clar vede camera, cred că nu are burger pentru el. Chiar ai, sincer? Nu, vede, uite-l pe Goblin. Hei, ai Goblin? Bă, zi-mă, se vede prin aparat? Goblin! Hai să votăm. Dar pe cine Mădălin? Votăm? Ok, cine mai votează Mădălin? Mădălin. Da. Nu e meu. Nu e meu. Nici al meu. Bă, cred că e Mădălin, eu votez Mădălin. Acum nu știu dacă e. Eu am recunoscut deja. Nu deci e al meu. E al meu. Prima, nu cred. Poate-o e al meu. E a recunoscut.
Eram mică, eram în parc, mergeam pe bordură, că îmi plăcea mai să fac echilibristică și eram foarte împiedicată când eram mică și am căzut. Și părinții mi erau cu mine, că eram cu ei în parc și ei în loc să mă ridice, să mă ajute, au început să râdă și am început să plâng. Și eu aș face asta. Eram, gen, aveam maxim 5 ani, 5-6 ani, maxim. Deci nu, Ilinca știe acum să o joace, pentru că data trecută, în clipul de data trecută, am zis, mamă, ce femeie ar spune căcat aici? Uite-o. Nu, că am zis părți în clipul trecut și am zis, a, clar e o fată. Și am singura fată, gen, și m-au ghicit. Dar acum, da, am zis direct. Am dat. Okay. În caca. Am intrat cu viteză într-o oglindă și a căzut pe mine. Era spartă în... Era spartă în sute de bucăți și nu am avut nicio zgârietură. Deci asta pare așa o... E zici de fete, da, da, da. E Ilinca, care sigur. Foarte bine evidențiat. Bă, dar cum? Da, care ar fi șansele să trag exact la fel, gen 3-1 după altul? Nu, de mii de vă bucăți. Promit că nu mai sunt eu. E dramatic. Sute de mii? Dar nu știu așa, stai. Am intrat cu viteză într-o oglindă și a căzut pe mine. Era spartă în sute de bucăți și nu am avut nicio zgârietură. Sute de bucăți. Cine e așa dramatic de aici? Ia ta, bebe. Bebe, dacă e a ta. Eu nu scriam cuvântul ăla. Care e spart în sute de bucăți, n-aș fi scris în viața mea. E foarte evidențiată faptul. Tot o fată. Da. Nu mai sunt eu, though. Nici eu nu sunt, deci probabil Dani. Nu sunt eu. Dacă nu ești tu, înseamnă că sunt băieții, deci n-a să fie. Poate că ești, să fie fată. Bă, dar nu stau eu, n-am dat vina una pe altul. Cred că ar spune sute de bucăți. Cred că trebuie să zicem cine ar fi cel mai probabil să facă una pe altul. Ah, ok. Băi, eu sigur aș fi putut să fac asta, dar vă jur că nu e secretul meu. Ăsta nu e al meu. Votați atunci. Păi este da. Mult prea caritabil. Vag! Da. Da. Nu, le-a scris Georgiana. E foarte detalii. Păi și, pe da, dacă l-a scris Georgiana, nu a scris exact nota mea. Eu m-aș duce buna din fete. Ilinca. Nu mai sunt eu. De ce dai atât la vina de mine? Înseamnă că tu ești. Mi s-a părut că a făcut... I-a fugit în locul de Nisa. Nu, e adevărat, nu văd bine. Nu sunt eu, nu sunt eu, o să pierdeți, hei! Nu sunt eu! Asta zic și eu. Asta spune și el când e el. Asta spunem toți. Asta spun eu când sunt de vină. Da. Dar nu sunt eu. Eu votez, Denisa. Bine, votați-mă să vedeți că nu sunt eu. Bine, și eu. Îmi dați ce eu zic Dima pentru că câte o bomboană de fiecare. Păi bun. Eu chiar am înțeles jocul. Stai, deja suntem în unanimitate, Denisa, nu? Ok. E al tău? Nu! Al tău e. E al meu, e al meu. Ah, și-am zis, de ce apa ai zis dacă nu s-a concretizat? Nu ai înțeles jocul. Nu m-a crezut nimeni. De ce secret? Dar tu voi zice ce vi s-a întâmplat? Secrete, frate, secrete. Așa ai zis. Păi poate n-am mai zis la nimeni niciodată. Păi logic, n-am spus niciodată. Rușinos. Nu ți-am spus asta niciodată? Chiar nu, că nu, da, eu m-am gândit că tu ai spune așa dramatic, dar nu am fost convinsă. Păi eu sunt un drama queen, n-am ce să spun. Să spui curiozități despre tine, nu se crede. Păi, a intrat în oglindă și s-a spart. Păi, e un secret, cred. Tu îți dai seama de câte ori poate a făcut seria asta? Ce să mai scrie și el? Am un bărcănel cu oase ascunse în baie. Asta e Andreea. E Dima. E Dima, știi și mă. Nu, e Andreea. De ce? Eu cred că sună Andreea. Vă zic eu, ce osișoarele alea au fost în mâna mea. Vine cu sânge și cu toate alea și sunt din nas. Bă, te știu de unde, gata. Da, ai clar, e clar că e Dima, pentru că și eu am avut operația pe care ai făcut-o și tu la același doctor. Și ți-a dat oase la casă? Nu, le-am aruncat, dracu, ce-ți fac? Le-am văzut. Ciorbă. De ce? Păi și nu a rămas carne pe ele, la ale mele au rămas. Oh my God. Erau oase mari. Păi mari, un pumn de oase mi-a dat. Bă, pentru că înainte să mă operez nu puteam să respir. Și când le-am văzut, bă, uite asta, nu mă lăsa să respir și le-am păstrat așa, mâinile. Deci le-a eu. Să le-a cu degetul, din vira voastră l-am respirat. Da. Au făcut nasoale. Deci, probabil deci e Dima, da? Secret, nu, cred da, 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 da. Nu cred că le-au mai mirosit. Așa sună un secret. Dar mirosul... Dragă, Pevita, ești singură. Dar nu mai e secret că ne-ai povestit asta de 7 ori înainte să spui da. Că ești secret. Și eu știam chestia asta. La țuică. Da, mi-ai zis. Da, da. Ne-ai zis. Trebuie să le pui la țuică. Ce ai mă că s-au dezintegrat, nici nu mai sunt oase. Eu. Ce, praf? Nu știu, nu mai deschid de la, cred că pute de la. Nu cred că mai miroase. Nu cred că mai miroase. Da, păi dacă e închis acolo. Unde l-ai închis? E închis, ai, de aia. E închis în baie, n-ai auzit? Vreau să-l văd și eu, să-mi aduc aminte de ce am pățit. Acum e și pe TikTok. Am furat un sandwich din Ocean și m-au Andreas. Prins bodyguardi. Ce e asta așa? Pentru că ai făcut așa, ca și cum... Nu, așa avem un gozit, vreau să citesc. Andreea, sigur. Andreas. De ce aș fi luat un sandwich din Ocean?
Pentru că aveam aușenul fix în liceu. Și era o de-aia specială de semișor acolo. Andreas. Ocean. Eu nu înțeleg nimic ca ce vorbiți acolo. Dar noi acum suntem spectatori. Da. A zis Ocean. Ipă, tine asta te interesează acum. Important e că ai înțeles ce am zis. Nu cum am zis. Păi și cum e Ocean să-i Ocean? Aușan. 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 Nici Aușan, te rog. Eu așa-i zic, Aușan. Ocean, mă. Ocean. Da, bine, am furat un sandwich din Ocean și m-au prins bodyguards. Ocean, okay. M-a furat ceva la Andreas. Clar, Andreas. Ne-ai un clip, probabil, și mai ții minte. Andreas, e gata numai, Andreas. Dar nu sunt eu. Ce acum fură, hai. Deci, hai. Oricum sunteți trei. Da. După cine votezi? Păi el e. Bă. Ele, mă. Ok, Andreas. Te-am prins. Bravo. M-am prins și ești. Da, ok, m-am prins. Ce ți-a zis? Ce m-am zis? Că te-ai uitat să-l plătești și zic, dar? Și zic, nu te-am zis, am bun, nu mă fie nici băgeam. Mă duceam, cumpăram un sandwich. Era coda foarte mare, frate, acolo aia de sandwich-uri. La un moment dat, mă duceam, dacă mai stăm la coda, dacă nu luam sandwich, mă duceam la masă cu el și mâncam. Cum acolo era masă, pe aia, mâncam. Bă, și plecam. Am aprins o lumânare parfumată și mi-a luat foc părul. Mădelina. Da, sunt eu băiat. Băiat sigur. Sigur eu băiat. Nu, fată. Da. Cine avea părul lung când era mic? Mă, îmi plac lumânările. Mie îmi plac lumânările. Mie îmi plac lumânările. Da, dar nu ți-ar lua foc părul, are cum. Da, Dima, poate fi orice fază acum. Eu cred că e mădă. Mădelina e cu lumânările. Cred că e mădă, ca Davina imediat pe lingă. Toată lumea e cu lumânările. Câte lumânări ai? Două. Două lumânări? Unde? Două. Ba nu. 5. Și una am adus. Nu. Spune câte lumânări ai? 10. Cred că dacă stăm să renumărăm, cinci. Facem am un stoc. Am doar 5, am doar 5. Am uitat că mi-am mai luat el câteva. Dar nu le-am aprins încă. Ok. Hai mă, ziceți mă, mă duc după eu voi. Eu zic mădă. Da. Eu zic mădă. De ce eu? Hai, da, vină imediat pe Linca, că nu-mi dă de mai mult. Oricare gen. Ideea e că e o fată, clar. Da. Ok, stai. Că și tu ai vrut să mă desconspirezi sau desconspirezi. Și tu ai luat multe lumânări. Da, foarte dar multe. Dar că, ascultă. Eu n-am avut voie cu lumânări. Eu îmi prind părul când am aprind lumânările, zic. Eu, nu, n-aveam voie cu lumânări când eram mai mică și am început să am lumânări efectiv de când, să folosesc lumânări de când stăm noi împreună și ți-ai fi dat seama dacă mi-aș fi ars părul. Eu pot spune că e Mădălina, zic și de ce. Pentru că Mădălina ardea foc în fața ei și nu și-a dat seama că arde ceva, gen. Făcea clătite și ardea foc, bă, luase foc tigaia. Și plasticul pe care făcea foc. Mădălina? Înseamnă că-i place la soare. Mădălina. Ok. Și ardea toată tiga aici. Râde. Aceste argumente. Te mai aperi? Nu. Nu mă mai apăr. Te lua să răspund la chilie până să-ți dai seama că-s ars. Mult? Deci bun. Mă. Până acum. Era mică, nu știam ce fac. Până acum n-a zis nimeni secrete. Doar eu? Bă, dar ăsta a venit mă să-mi dea... Al meu n-a fost secret? Ba da, al tău, da, și al meu. Și al meu a fost secret, că n-am zis la nimeni. E secret. Da, nici mă, întâmplări. Lasă, astea sunt secrete, e ok. Ce vrei, mă, să-mi dai bully la serie? Păi ce ai zis tu? Tu pleacă mă în Turcia odată. Turcaletule. Așa, stai. Bă, păi seria e foarte șmecheră, vreau să jucăm corect. La un majorat am împrăștiat Mountain Dew prin toată sala împreună cu alți invitați. Am stricat... Pulele DJ-ului. Cine scrie? Ok, un băiat ar face asta. Cine pe Reddit? Bă, e o fată. Un băiat ar face asta. Eu n-am fost la majorat în viața mea. Eu am fost la multe majorate în viața mea. Tu ai fost la majorate în viața ta? Da. Eu n-am fost la niciun majorat vreodată. Eu n-am avut majorat. Eu cred că Mădălin. Nu știu, cred că aș fi știu. Nu știu. E posibil să fie Mădălin, dar e posibil să nu mai știe dacă a fost el. Sau nu. Bă, eu aveam majorate o dată la săptămână. Din a 9 până la 12 am avut în fiecare săptămână majorate. Nu ți-l minte așa ceva. Păi, ok, nu, hai. Așa ai spus și data trecută. Vă mai citești dată textul. Deci, Încerc. La un majorat am împrășteat Mountain Dew prin toată sala împreună cu alți invitați. Am stricat spulele DJ-ului. Denisa. Nu sunt eu. Eu zic că un băiat ar face asta. Dima sau Mădălin? Bă, n-ai scris atâtea cuvinte în viața mea. Nu, știi cum ne dăm seama dacă e Dima, dacă e suficient de secret pentru el, gen. Cât de secret poate? Eu zic că e secret sau e curios? Eu zic că e un secret bun pentru că bă, era un secret smecher dacă DJ-ul n-ar fi știut nici până acum. Știu, da. Asta că ai stricat tu. Păi nu cred că acum. Ăla a dat secret.
Deci asta nu e un secret. Ba, jumate. Nu mai e secret. Pe cum jumate, că era în toată sala. Păi da, dar cum a văzut multă lume, dacă îi stricai pe ascuns DJ-ului și el n-ar fi știut nici până acum, ăla era un secret. Ok, deci nu e Dima. Eu habar n-am. Unul din ei doi. Bine, nici eu n-am pus chiar atât de secret. Eu n-am idee, nu mă mai bag. Eu nu mai știu ce am pus. Eu cred că Mădălin. Votați atunci. Păi e posibil să fie Mădălin. Sau Mădălina. Sau tu. Nu, că eu nu beau Mountain Dew. Dar tu de ce dai vina pe mine? Da, nu e îndoială. De ce nu beau Mountain Dew? Da. Bă, sucăr, nu am de zile. Da. Cât, mă? Eu cred că e aici. Nu sunt eu. Eu cred că aici e. Andreas, în general, are grijă de lucruri. Da. Nu, i-ar fi foarte milă să strice ceva. Ok, dar atunci eu nu-i văd. Da, e Denisa. Nu sunt eu, nu mai dea vina pe mine. Ori tu, ori Mădălin, dar nu știu de ce. Cred că aș fi știut chestia asta. Sau nu, nu știu, că nu e așa importantă. Hai să votăm. Eu votez Mădălin și eu tot Mădălin. Mădălin. Eu sunt. Te-ai îmbătat cruță, nu? Nu m-am îmbătat cruță. Deci, aveam un grup de prieteni cu care beam Mountain Dew, non-stop. Și am dus și m-am și am dat cadou sărbătoritului un bag de Mountain Dew. La 12 noaptea am zis, hai să duc baxul și să-l bem toți. Nu s-a băut nimic. Toată lumea a făcut așa cu sticlele. Mamă. Da. L-am ajutat lui Jean. Aștept Jean pe Revolut datoria. Care e secretul aici? Că avem un grup de oameni cu care bei Mountain Dew. Da. Asta e cea mai dubioasă chestie. Am pus două plicuri de laxative profesoarei de mate când m-a trimis după cafea. Tare. E ceva ce ar face Andreas, dar nu cred că a făcut el. Dar e tare rău asta. Profesoarei de mate. Asta e un secret tare. E ceva ce aș face profesoarei de mate. Ar fi? Ar fi, a? Da? Nu, eu zic că el n-ar face chestia asta, nu, sincer. Nu, prea, nu. Nici eu n-aș face, că mi-era frică de profesor ca de dracu. Păi da, dar poate nu știa profesor. Păi hai mă, că nu se prindea că e... Am ori eu. Păi, ba, da, da, noi poate... am făcut asta, dar într-o excursie, am făcut prank, dar la colegi, oh nu la profesor. Laxative? Da. N-aș multe, rău. Multe, rău. Da. Da, ne-a dat mesaj pe grup după 6 zile, cât a spus în aia, că încă fac de 5 ori pe zi. Bă, dacă am luat, am găsesc mesajul. Wow. Da, deci eu zic Andreas. Și eu tot Andreas. Și eu zic Andreas, de fapt. Da, tu pare așa rebel. Pentru că el are o poveste cu laxative, dar nu mai țin minte exact. A, el e. Ia, mă, dar de unde? Mi-ai povestit tu ceva, că bădădeai la copii. Da, 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 Andreas. Vezi? Da, mă, da, eu sunt. Da, el este. Da, el este. Ce a făcut, mă? Ce a făcut, mă, asta cu Rijen, de 4 ori. Păi de unde ai știut? Ce? Nu am știut, că am născut. Nu, mă, că te-ai pus... A, nu ai știut ea? Da. A plecat în mijlocul orei, a făcut testul. A plecat și n-a mai venit. Și s-o dat seama că ai fost tu? Bă, nu și-o dat seama. E, nu. Bă, care-i faza? Ea era foarte rea ca profesoară, știi? Acum am probat cu ei mei. Deci ea din clasa, știi, a fost secretul meu și al colegului meu de bancă. A fost ideea lui, că noi am fost împreună, aveam un magazin la... fix parter. La parter, unde se dea cafea, dar aveau tot felul de chestii, fix în liceu, gen. Dar și ea și-a făcut-o cu mâna lui. Bă, frate, ei. Și mi-a zis, eu eram... Marini a fost o pedapsă pentru mine că m-a trimis, Marini, că vorbeam. Și mi-a zis că dacă tot ești așa guraliv, iată și tu până acum am gândit cu Marini și am și eu cafea de jos. Și am lăsat, eram 4 lei. Dar ce pedepsă dădeau profesorul ăștia, că era cel mai mișto lucru. Da, era al 4-lea an consecutiv, care ea deja m-a lăsat colegem pe vară. Eu nu, rămâneam doar la matematică pe vară. Și deja te trimit la olimpiadă în vară, îmi spune. Tot timpul m-a amenințat. Zic, da, da, bine. Păi și de unde ai făcut rost de laxativ? Tot timpul am amenințat. Tot timpul. Era gluma, nimeni nu bea ținut. Tot timpul, pentru că noi aveam o chestie. Eu nu suportam să bea nimeni din sucuri și chestii. Și aveam așa îngerii ceva și eu ca să fac glume, eu aveam la zătivele la mine. Că știam că la un moment dat îmi dispare, eu nu beam sucuri gen. Mergeam cu o sticlă de suc și mă puneam pe masă, dispărea. Era bine că dispărea, după aia vedea că se cagă pe ea. Ce mult! Gândește că a stat foarte mult, o făcuse de la pudra aia gen de laxativ, făcuse foarte multă spumă, cafeaua gen. Am zis foarte mult să amestec. Și am zis, doar să-mi pună frișcă pe deasupra și zic, doamne, m-a dus și frișcă. Și după aia profesoara, cred, s-o fi gândit cum ar veni că de la frișcă aia a făcut ea ceva la stomac, gen. Și a plecat cu ea în mijlocul orei, în mijlocul testului. Da? Da, știu că... Nu, cred că s-a prins. Că era foarte drastică femeia, gen. Dă-i seama că mă lăsa și repede în vară. Direct de lăsa, dacă știa. Și gândește că ea care nu pleca de la ore, când se dădea test sau ceva, se punea, bă, ori în ultima bancă, ori la catedră și nu se mișcă de acolo. A luat-o, a? Femeia a plecat nici de bună în mijlocul. Am și o problemă, face, m-a sunat telefonul, de unde, da, bună idee. Și a făcut-o cu mâna ei. Da. Pe cine ai lăsat corigent de 4 ori, trimis după cafea. Chiar secret.
Când aveam 10 ani, am făcut treaba mică de față cu verișorii mei fără să-mi dau seama. Asta e o fată, treaba mică. Dima. Nu cred că zice Dima, treaba mică. Este o fată. Eu cred că mă dă. Eu n-am verișori. N-ai verișori? Ce? N-ai verișori? Am un. Oh, shit. Oare ne minți? Nu. A, voi aveți ceva inside-uri, nu? Sau ce? Chiar n-am. Am un singur verișor, dar e foarte mic. Gen. Ok. Bă, asta e greu că se vede că e o fată, dar poate să fie oricare. Eu nu sunt, deci e mica. Deci avem 33,33%. Eu am zis căcaci, acum să zic părea mai mică. Da, corect. Da, așa. E Madalina sau Denisa? Eu, dar nu sunt eu, chiar nu sunt eu. O, da, de câte ori mai zice asta, mă? Am murit și noi, dar gata, gata. Stai. Gata. Deci ea n-ar fi scris că ea direct altceva, nu treaba mică. Ea n-are verișori, ea n-are verișori. Deci tu ești. Sau o joacă la invers Ilinca cu noi. Odată o scris căcat, toată treaba mică. Chiar așa? Cred că... Eu cred. Opa! Ilinca este, mă rog. Dar de partea cu ei. Ilinca, mă rog. Cristule, hai să fac echipa 3 și tu mă lași. Hai să-i stricăm steak-ul. Păi, deja stric, știm. Stric, mă. Stric. Ai zis steak. Steak-ul, steak-ul. Steak-ul. Stric, stric. M-a făcut Andreea cu kitchen. Bă, vezi că te știu. Un mec. Bă, jur că am vrut să fiu de partea ta. Dacă n-am văzut că sari pe mine, am zis, nu știu, de ce îi dau dar și ce eu. Ce am sărit pe tine, mă? Hai, te iubesc, pa. Deci ea este? Ia da, da. Bebe, da. Deci eram la mare cu cortul și eram pe plajă din asta sălbatică și noaptea am vrut să mă supa pipi și nu voiam la, erau toalete ecologică, dar puțea în ultimul hal și n-am vrut să mă duc în mare, că era frig și... Nu știu de ce, mi-era mie foarte frică de întuneric și erau, noi aveam două mașini, că eram mașina la noi și mașina verișorilor, gen părinților lor. Și m-am pus fix între faruri, dar nu la mașina mea, la mașina lor. Va. Și numai m-am pus și cu spatele. Și doar aud ușa că se deschide și a, asta a fost o atenționare, vezi că suntem aici. Nu. Pentru că practic erau, gen, de fapt nu sunt chiar verișorii mei, dar atunci erau verișorii mei, o poveste și mai lungă. Ok. Da, da, prin... da gen, părinți. Da, n-am mai avut ce să fac. Era mid peace și am putut să mă opresc. Lasă, Madalina s-a pișat pe cortul meu. Da, nu e nicio problemă. Eu m-am pișat direct în ghiozdanul meu, am crezut că e toaletă. Efectiv. În ghiozdanul meu Adidas, pe care încă îl am după atâția ani. Am ascuns o pioneză sub scaunul profesorului, iar după ce s-a dezbătut situația, a fost exmatriculat un alt coleg și nouă. Ce? Deci nu, vă rog. Am ascuns o pioneză sub scaunul profesorului, iar după ce s-a dezbătut situația, a fost exmatriculat un alt coleg și nu am spus nimănui. Tare, asta da secret. Asta da. Nu e avem. Uite, da. S-ar putea. E tare rău ăsta. Băi, la cât ne-o dat bait că, bă, ce secretezi astea acum? Eu cred că e tot Andreea, de fapt, și cred că tot cu profa de mate. Da. De ce tu dai pe mine tot? Eu cred că e tot după ce ne-a povestit atâta cât de... Profesorului sau profesoare? Sau profesorul este acolo? Și o femeie profesor? Doamna profesor, nu doamna profesoară, doamna e profesor. E Andreea că am mai tot pus cu școală și a mers pe... Bine, poate nu... tot cu profa de mate, dar 100% Andreas. Eu nu știu de ce, cred că Dima e un mincinos foarte bun. Păi, eu știu că el era n-ai super cu minte. N-aș fi pus tot cu școală. Păi de unde știi că am pus eu cu școală și că n-aș fi pus tot cu școală? E Dima. E ok. Și că n-aș fi pus... Ești bine, boss. Da, am greșit, dar nu știu. Nu mai pot.
gata. Ok, deci am Dima. Păi pentru asta aș vota cu Dima, deci nu cred că e. Da, deci Dima? Nu știu eu. Nu știu de ce ori Dima. Tot Andreea. Nu cred. Bă, Dima aici a zis n-aș pune tot cu școală, când de fapt trebuia să spună n-o pus da. Tot cu școală. Da, de. Și n-o înțeles ce a zis, deci eu zic Dima. Nu, no, nu știu tu cu Dima să. Da. Tu bine? Nu știu că tu erai cu minte, așa că te-a zis mama ta. Păi eram, n-aș putea. Păi da, e secret. Păi maică-sa nu știe asta încă. Păi da, e secret. Votăm cu Dima, deși Dima. Eu cred că e Andreas. Da, nu am fost eu. Dar nu era așa. Era logic. Dacă a mers pe subiectul de joală, că el era. M-a bufnit râsul. M-am văzut. M-a bufnit râsul că a zis tot cu școală. Bă, sincer, în momentul ăla mă gândeam eu ce am pus, că nu mai știu. Dar sigur n-am pus de școală. Da, am făcut la pucă de engleză. Vai Dumnezeule mare. Stai, dacă chiar a pus el de școală. Asta a fost, cred că, și mai amuzant. N-am pus. I-am dat un pumn tatălui meu și am spart fața. Nu face cu școală. I-am auzit. I-am dat un pom tatălui meu și am spart fața. Mădălin. De ce? De ce? Nu cred. Că lui ăsta i s-au epuizat și nu e al meu și e al tău. De mai probabil că asta e. Asta-i. Păi nu cred că e mea, deci. Nu cred cum e n-aș cu tatălui. N-aș da viața mea în tata. Da, nu există, gen, da, poate, mi se pare bă, foarte greu de greșeală, gen, adică nu cred că ai scris. Păi, nu cred că îi spargi fața din greșeală. Eu n-am tata. Nu știu. Da. Ce? Ce? Am uitat la mătălea ce că eu n-am tata. De ce? Bă, e terminat, bă. Zii, deci, cum să râdeți la așa? Dacă te-ai dat la față aici, m-am văzut că nu am dat de la mine. Vorbesc, că am. Aici sau nu? De curând, da, de vreo 12 ani. Păi și primul? Au divorțat, e mort. Păi tocmai, a avut la un moment dat și poate i-a dat un pum. Tu l-ai omorât. Era mică când am divorțat, aveam 2 luni. Cât aveai? Cum era? Ai și modă din burtă da, direct. Da, deci nu e modă, nu e Andreea, este modă din ei. Nu cred că e modă, nu cred, chiar nu cred. Eu votez cu Dima atunci, dacă ce tu dai pe mine, dau pe tine. Nici nu mai știu ce zis, că i-am dat un pom. E, te faci acum că uiți. Dar nu cred, e refuz să cred, nu știu. I-am dat un pom tatălui meu și i-am spart fața. Gen, dacă tu ești acum, sunt foarte dezamăgită, să știi. El e. Nu. Dar eu nu cred că e. Hai bine, votați ce vreți să văd cine. Bă, nu știu, eu cred că e Mădălin. Cine mai votează? Și eu cred că Mădălin. Eu nu. Ok, ia avem majoritatea, zi. Eu. Da, vezi. Bă! Dar nu mai lovi număr că am probleme. Nu-mi pasă! Mi-s mai dezamăgit. Deci, eram mici, mic. Erai și tactul. Erai și tactul mic? Mai mic ca tine? Aveam vreo 12 ani și eu... Tactul? 11, 10, da. Dar vezi, dar trebuie specificată treaba asta, că altfel... Așa, aveam vreo 12 ani și m-a învățat aia cum să mă bat și a zis, dă-mă cu pumnul și îmi scum așa și i-am dat o mare bucată cu pumnul și am spart toată fața. Și cam mai o fost. Și nimerește pe a doua. Da, da, da. Mai am dat vreo 5 căzute. În copilărie credeam că jucăria mea de pluș poate să vorbească. Denisa. Băi, eu sincer credeam Denisa, asta, dar 100%. Și gen, mă uitam în altă parte, ca și cum, haideți, vorbiți, acum. Da, știu ce nu am pus-o, chiar nu am pus-o eu. Tu ai sincer. Pus. Nu am pus-o eu, da, n-aș fi zis asta, gen. Dacă Dima a sărit... Nu am pus-o ea eu. Ea e, 100%. Cum era să-l fi pus Dima? Eu. Ce? Ea e. Mădălina a pus-o. De că stă foarte... Poate dacă... Sigur e pus de o fată, pentru că noi fetele. Și eu mi-am terminat secretele. Și eu nu sunt. Dar nu mai spuneți asta. Dar mai devreme v-ați zis asta. Da, exact. Nu avem de unde să știm asta. Bă, Mădălina vreau și porcini. Băi, eu cred că Mădă. Credeți-mă. Mi-ai zis, pui asta, nu vorbesc cu Clanța. Dai peste Clanța. Eu cred că e Denisa. Da, e una din ele două, dar nu știu care. Zici fie Mădălina. Bă, crede-mă, vrește tot ce. E Mădă, bebe. Dar și el zice. Lovește patul noaptea și se roagă de el să nu plângă. Nu cred că e ea. Exagerez. Observăm, e ok. Observăm, este... Deși ți-am zis și eu credeam asta, dar nu sunt eu, n-am văzut. Bă,
Suntem pe 50-50 acum fiecare. Și dacă e un băiat? Mă, e foarte ciudat, sper să nu fii tu, bebe. Nu știu eu. El e. Haide să votăm. Mă dă. Da, mă dă. Bine. Da, eu sunt. Aaaa, eu sunt. Da, îl chema Sparky. Ce era? Era un cățeluș. Nu, păi stai că urmează alătă, că nu mai sunt. Dalmațian. Tut. Da. M-am pierdut de părinți într-o piață aglomerată pentru că m-am ținut după niște rațe. Denisa. Ba da, ea e. Îți plac rațele? Îmi place orice animal. Mi-a părut da, că de câteva zile că distribuie în continuu Denisa chestii cu rațe. Ia e. Care nu are. Dar nu e așa, îmi plac toate. Știți de tripurile alea cu rățuște și cu iepuraș care mănâncă struguri, da, căpșuni și așa din povești. Alea din povești, da. Filmate full HD, 4K, așa, doamne. Unde? Pe TikTok. Sunt unele clipuri, zici că sunt din povești. Adică, disini. Deci eu zic că Denisa, că a fost curioasă de subiect. Păi dar sunt curioasă de orice subiect care ține de animale. Hai să vă Denisa. N-a fost atât de greu. Bebe. Dar de ce vă uitați de fiecare dată când arunc acum? Că mă dacă vine aici. Organizam petreceri în club când eram în facultate. O, Madalin. Bă, am fost la facultate, dar nu m-am dus măcar o zi. Da, gen... M-am dus doar la examen. Și la facultate Madalin. Eram în Arad și eu eram deja mutat în București. Păi Arad sună asta cu... Păi da, dar nu am fost la facultate, că eu m-am înscris la facultate, deși eu plecasem la București și am făcut fără frecvență. Mergeam doar la examene și am terminat facultatea acolo. Nu este al meu punct. Da, nu știu. Deci, organizam petreceri în club când eram în facultate. E Dima, facultate. Nu mă pătam pe tine, trebuie să zic. De unde? Uite, mă, Denisa, nu are nicio de nimic. Uite, am buza, ce-mi place că ceva. De ce nu te poți obține să mă zici? Deci tu ești. Ce petreceri făceai? Păi votați. Ok, a, Dima. Atunci Dima, na. Dima. Ah. Da. Da, dar de ce secret? Dar n-am zis să organizam ca și cum vă chema, eram organizator, eram angajat să chemăm oameni. Și de ce e un secret? Da, nu e un secret. Eu nu prea știu. Că nu știe lumea din online, gen. A, că ai făcut tu... Da, 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 eu cum că, cineva, cu Teo, că el a zis. A zis pe un vlog. Eu cu Teo organizam petreceri în centru vechi. Ce tare! Da, era tare. Dar mă duceam, m-a cumpărut la facultate. Foarte bine. M-am folosit de conturile de social media ca să nu mi-a permisul. Madalin. Nu e a meu, jur. Dar nu, nu. Eu zic că e Madalin. De, nu, nu, e nu. E a tău, bă. Eu? E a tău, bă. Mie nu... Nu, deci Madalin nu s-a folosit de conturile... John, odată nu te-ai folosit de asta. Pur și simplu ai avut noroc să, gen, nu dai zis tu, a, uite că sunt așa. Știu poveste că, gen, te-ai recunoscut. Că m-a recunoscut și după aia m-a dat drag testul, că de ce nu? Eu cred că e Dima, că tocmai și-a adică schimbat Instagram-ul cu un polițist ieri, da. Da, este Dima! Așa eram și eu la primele, așa eram și eu. S-a dus ăsta, își vindeam așa, făcea contract de la vădare cumpărare și m-am prietenit cu un polițist afară și ne-am dat follow. Am vreo 6-7 polițiști la follow, dar n-am fost. Ba da, tu mi-ești. Dar tocmai ce, am votat? Dima, Dima. M-am votat tot. Da, dar nu m-am exprimat bine, cum ai zis și tu, că m-a recunoscut cineva și mi-a dat amendă, dar nu că m-am folosit tu, că nu chiar. Ah, okay, ok. Da, am scris greșit, dar da. Nu, pe mine m-au luat mai tare când și-o dat seama cine sunt și am zis că plec cu Mini Uilinca, că cine o prea? Nu, eu am scăpat de amendă cu o poză. Cu, am făcut poză de ea. Da. Ah, ok. Ok. Da. Cred că eu chiar nu. Permisul luat, nu amendă. I-am aruncat iubitei, iubitului, un tricou care nu îmi plăcea fără să știe. Asta ar face eu, fata. Păi eu zis. A zis iubit, iubită. Păi da, dar eu zic că totuși, nu ai pus că așa se pun secretele ca să nu fie direct a cine e, dar eu zic că asta face o fată. Sigur nu suntem, că nu cred că suntem așa de... Gen, nu cred că-i pasul lui Bada de tără. Da, e Madalina sau Denisa. N-am făcut asta, dar este o idee foarte bună. Madalina face... Dar nu înțeleg biletul. Madalina rupe taie hainele. Mai știi și o dată că nu înțeleg. Dacă nu-i plac. Deci. N-am fost eu, pe bune. I-am aruncat iubitei sau iubitului un tricou care nu-mi plăcea fără să știe. Ah, care nu-i plăcea. Adică va afla acum. Va afla acum cine a aruncat cui. Andreea se lipsește ceva? Nu știu, asta mă gândeam acum. Păi asta nu știu. Păi gândiți-mă. Dar nu cred că ne dăm seama. Sau Denisa, dar nu lipsește niciun tricou. Din câte știi? Bă, nu sunt eu, dar este o idee foarte bună. Nu poți să fie Madalina.
Este o idee foarte, nu știu de ce nu m-am gândit până acum la asta. Dar și zic e Denisa. Eu cred că mă dă. Bă, nu merg cu mă dă, de ce mă dă aruncă rupe chestii? Niciodată, niciodată nu le-am aruncat, dar le-am ascuns. Poate dar fi oricare, dar eu nu-mi lipsește. Ai ascuns tot ce ai, cred că ai aruncat? Ha? Dacă ai ascuns ce crede tot el că ce tu cred că ai aruncat. Ce? Nu mă, adică lucrurile pe care el crede că tu le-ai aruncat, dacă de fapt sunt ascunse. Corect. Da. Poate. Nu, alea care nu plăceau. Ascuns, ok. Le-am ascuns în dulap, că eu nu prea caută în dulap. Ok. E clar că nu e mod. Nu, nu sunt eu, da. Eu chiar nu le-am aruncat. Nu pare, pare prea chill. Tu îi pari prea tăcută de hai, mergem pe Denis. Eu mă abțin, vreau să aflu. Pești? Cum se bebe, dar ce vrei? Dar ce tricou? Wow! Un tricou. Nu cred. Ce tricou? Zi-mi unul. Băi, nu mai știu. Am făcut asta de mult. Stai să mă gândesc. Chiar lipsesc mereu tricouri, dar eu cred că le pierd. Aparent nu. Lipsește și un hanorac. Un tricou de la sală care, sincer, mirosea și după ce... Care? Care? Mirosea, nu știu. Albastru? Albastru, da. Adică zic că mi-l-ai preferat de sală. Nu, dar nu l-am mai văzut. Bă, e foarte bună ideea. Chiar e foarte bună ideea. Cum adică, mă? Ce vrei să-mi arunci chestii? Vreau să-mi arunce chestii acum, o să fiu jur pe fază. Pun camera direct în dormitor. Direct cum deschizi dulapul, direct camera, așa să iasă. Așa fac, ascultați-mă ce vă zic. Nu există. Eu vreau să țin tot ce am până mor. Da, nu mai avem loc de hainele tale. Bă, da, n-am, chiar nu mai... Chiar are foarte multe haine. În clasa 12 am trimis pe grupul clasei o poză cu prietena mea și iubita ei. Ce? Ce? Stai, prietena mea și iubita ei. În clasa 12 am trimis pe grupul clasei o poză cu prietena mea și iubita ei. Da. Gen prietena... Ce? Da. Wow, stai că acum am înțeles și eu. Deci, prieten, fata, hai, fata, iubita. Nu, da. Mă, este Mădălina că te-a corectat, ai zis prietenul. Păi, gen, am crezut că așa e logic. Da, ea e, că te-a nu corectat, cum trebuia să fie. Am crezut că a citit el greșit, că gen, am înțeles prietena stai, mea stai. Și credeam că deci, nu, în clasa 12 am trimis pe grupul clasei o poză cu prietena mea și iubita ei. Nu înțeleg logica. Dar nu face niciun sens. Ba, face, cum să nu? Cu prietena mea și iubita prietenei mele. Dar gen, prietena e doar prietenul, nu e iubita. Păi, prietena e prietenă, nu iubită. Ok. Adică face sens. Dar okay. Tu ești cât mai conectat. Eu cred că Dima e că el spune chestii fără sens. Bun! Eu nu înțeleg propoziția. Tot hai să zicem că așa e, am trimis pe grup o poză cu prietena mea și iubita ei. Iubita ei. Așa. Da, și ce dacă ai trimis poză? Care e secret? Că ai trimis poză. Păi ce poză? Că prietena ta nu știe că ai trimis. Ce e o poză cu ei? Mă dă, eu să... Și ce e rău în asta că ai trimis o poză cu ei? Nu înțeleg. Poate a dezbăcată. De ce o dai așa? Sau poate zici nu. Mai bine explică ce vreau să zici. E atât de greu să dai seama. Da, e foarte greu pentru că acum este lupta între ei doi. Basically, da. Între cine? Păi doi. De ce? Nu știu, așa zic. Mădălina. Dima. Da, acum cu care... Hai, votăm. Mădălina. Dima. Hai, mădă. Mădă. Bine. Eu ziceam Dima. Care explică ce vreau să zici? Prietena mea și iubitul ei. Ori n-am scris eu bine, ori... Iubita mi-a corectat telefonul. Așa, ai trimis pe grup? Așa, și erau gen, ea era în chiloți și în tricou și gen, el stătea așa pe fundul ei. Și din greșeală am trimis-o pe grupul clasei. De ce aveai poza aia? Eram prieteni foarte apropiate. Păi... Și eram gen la piscină. Ok. Ah, păi atunci e altceva. Da. Dacă ești gol în pat și trebuie să poți da, e ceva rău. Dacă e la piscină, e perfect. Da. Îmi pare rău. Acum am plăcut. Oh my god. Mănânc cartofi cruzi și carne crudă de chiftele. Denisa. De ce? Că asta faci. E Denisa. Băi, n-am zis așa de tine. Sau bine, poate am zis, dar am mai lăsat să-mi zic. Ai zis, n-a zis, acum 20 de minute, nu poți să mă abține, Diva. Două zile că mănâncă. Eram cu Ioana, nu știu unde eram. Da. Și Ioana, ca așa e la Focșani. La Focșani. Îi place tartarul de casă, bă. Da. Bun. Deci tu ești... Mamă, ce-aș mânca da. Un tartar. Da, eu... Mamă, ce-aș mânca și un tartar. Și cartofi cruzi? Da, sunt cei mai buni. Da, și eu mâncam cartofi cruzi. Da, bine, dacă deci spălați. Îi curăți? Că... Da, îi speri. Dacă mănânci
Așa goi, eu vreau să ai puroi. Acum vreau să încerc. Chiar vreau să încerc acum. Am terminat secretele și cam ăsta a fost... Și cine a câștigat? Nimeni. Cine? Nu s-a ghicit cel mai mult secret. Cred că Elinga a câștigat. Nu știu, vedem în comentarii. Ori e armadă. Vedem în comentarii. Ziceți voi, da. Sau se ține la edit. Hai, v-am pupat, pa! Pa!